Seara, cât este ea de bună, știți probabil deja cei mai mulți dintre dumneavoastră despre incidentele violente, despre violențele din cartierul Mălin din Codlea. În acest moment situația este stabilizată. Ultimele persoane care au primit îngrijiri, în primul rând cei grav afectați, polițiștii locali și cei doi polițiști locali, dar și dintre atacatori, au primit îngrijire aici la camera de gardă și au fost, după stabilizare, acum mutați la Brașov. Suntem în situația în care toate forțele de poliție sunt angrenate în stabilizarea, în menținerea ordinii. Au fost niște momente mai încrâncenate, foarte turbulente și în acest moment jandarmeria patrulează în cartierul Mălin. Aici la spital este acum liniște. Toate forțele de ordine sunt în stare de alertă și de la Brașov au venit multe întăriri. Au fost reținute persoane. Din păcate, doi polițiști locali au fost răniți și au necesitat îngrijiri medicale serioase. În acest moment, cum spuneam, se află la Brașov. Au plecat acum vreo 10 minute de aici. Suntem îngrijorați, bineînțeles, de ce se întâmplă. Pot să vă spun că ne așteptam la o escaladare a violenței, a situației și în municipiul Codlea. Există o stare foarte mare de nervozitate. Din păcate, trebuie să spun că persoanele care s-au făcut vinovate de cele mai mari violențe, de cele mai grave fapte împotriva forțelor de ordine, sunt persoane cunoscute poliției. Și aici chiar aș vrea să atrag atenția că sunt persoane cu antecedente penale, bine cunoscute sistemului judiciar, care au, cum s-ar spune, deja o școală veche în relația cu procuratura și chiar aș vrea să atrag atenția din toate cele deja discutate la nivelul municipalității, că la nivel de procuratură trebuie făcute niște verificări dacă multele dosare ale acestor persoane au fost analizate și prelucrate așa cum trebuie. Poate nu s-ar fi ajuns la astfel de situații și în Codlea dacă procurorii ar fi fost mai pe fază, mai duri, mai aprigi în a rezolva anumite dosare ale celor care au atacat forțele de ordine astăzi. Da, vă transmit acum din fața spitalului, tocmai pentru că este o situație sub control în acest moment și e nevoie să se mențină această ordine. În cartierul Mălin va fi ordine în continuare, pentru că jandarmeria este acum pe toate străzile acolo și e necesar să ne rugăm în seara aceasta pentru polițiștii noștri locali care și-au făcut datoria, care au intervenit și care e important să simtă susținerea comunității noastre. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, celor care în noaptea aceasta vor avea foarte mult de lucru și care își vor face în continuare datoria să ne asigure un oraș așa cum îl merităm, chiar dacă într-o situație de criză e necesar să fie un oraș sigur și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, inclusiv cadrelor medicale care au îngrijit așa cum trebuie pe toți cei care au fost vătămați. Vă salut! O să sperăm că nu
să va mai ajunge la astfel de situații în Corleone. Numai bine.